Codul galben anunțat în toată țara nu i-a speriat pe sportivii suceveni. Aceștia și-au continuat programul nestingherit și au disputat meciul programat pe stadionul Areni, meci în care i-au întâlnit pe fotbaliștii de la Bucovina Rădăuți. Vineri, începând cu ora 15, Sporting Suceava a jucat meciul din etapa a 16-a Ligii a 3-a programat, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Pe toată perioada jocului, ninsoarea i-a însoțit neîncetat pe jucători. Cu toate acestea, terenul a fost de partea sportivilor, acesta fiind practicabil. Partida dintre cele două formații sucevene s-a încheiat cu scorul de 1-0, meciul fiind câștigat de Sporting Suceava.